Găsit la o nouă prezentare despre Nutrește mulțumirea și vei avea pace. Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roadele neprihănirii, odihna și liniștea pe vecie. Dacă viețile noastre sunt pline de parfumul sfânt, dacă îl onorăm pe Dumnezeu, având gânduri bune față de alții și făcând fapte bune pentru a fi o binecuvântare pentru alții, atunci nu are nicio importanță dacă locuim într-o colibă sau într-un palat. Împrejurările au puțin de-a face cu experiențele sufletului. Spiritul nutrit este cel care dă culoare tuturor acțiunilor noastre. Un om care este în pace cu Dumnezeu și cu semenii lui nu poate ajunge nenorocit. În inima sa nu se va găsi invidie, bănuiala rea nu-i va găsi locul acolo, ura nu poate exista. Inima care este în armonie cu Dumnezeu se va înălța mai presus de necazurile și încercările acestei vieți.